Let's go, girls. Like a woman. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Mădălina Tălpău, iar împreună le vom descoperi pe femeile puternice din jurul nostru. Fiindcă oamenii care se implică în societate merită promovați, o am alături din nou, alături de mine, pe Aurelia Grosu, pe scriitoarea și învățătoarea Aurelia Grosu, cu care v-ați mai întâlnit. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Ultima oară când ne-am întâlnit am vorbit despre cărțile dumneavoastră, 4 la număr deja. Da. Și abia o publicaseți pe ultima Copii Educați, Părinți Împliniți. Ce ați mai făcut din octombrie până acum? Păi, Madalina, din octombrie și până acum, în primul rând, am fost la școală și am trecut printr-o perioadă nouă din viața mea, deoarece, tu știi că eu sunt învățător clasele 1-4 și anul acesta mi s-a dat o clasă de adolescenți, clasa 8-a, la școala specială și a fost extrem de greu. Cum a fost trecerea de la copii la adolescenți? Groaznic, pentru că nu cunoșteam nimic despre ei, nu știam cum o să mă înțeleg cu copiii, și pe ei a bulversat schimbarea. Venirea mea, avea un profesor tânăr și până ne-am acomodat au trecut cred că 4 luni. Deci a fost greu. Cum ați făcut față? Păi nu am făcut față, dar m-am abținut să nu-i jignesc, m-am abținut să nu țip la ei. I-am mai lăsat, adică nu m-am impus din primele luni și cam pe la prin ianuarie așa am văzut progres la ei. Chiar mi-am dat seama la un moment dat că nu mai înjură, pentru că înjurau foarte mult, ei fiind speciali, că parcă mă privesc puțin mai blând, că erau foarte recalcitranți și acum, ca, nu mă laud, eu n-am venit să mă laud aici, am observat un progres la singura fată care o am în clasă, în rest numai băieți, și-a făcut buletin și prima acțiune pe care a făcut-o s-a dus la Vea Urechea și a făcut abonament și s-a dus și mi-a luat cărțile mele și mi le-a citit pe toate. Doamne, am rămas paf. Asta este progresul până la urmă. Să vezi un copil din ăla care este, în primul rând, are o copilărie nefericită, are o familie disperată, distrusă, mă rog, și ea a fost setată foarte greșit, plus că a trăit într-o clasă de băieți. Da, singura fată, probabil da, că a venit mai da, greu. Da, băițoaică. A devenit ca ei, știi? Și acum, când mi-a spus ce sunt la pagina cu tare, a doua zi venea, sunt la pagina ailaltă, mă duc să iau picăturile și, deci, îi vezi până la urmă cum au și ei nevoie de cineva, de un model care să-i motiveze. V-a povestit din ce a citit, ce a impresionat? Deocamdată nu, că a fost acum, de curând, înainte de a lua vacanță, deja termina să ieși mai puternic și începea picăturile. Și a zis, vi le citesc pe toate și după ce le citesc pe ale dumneavoastră, voi merge și voi mai citi cărți. Se duce acolo 2-3 ore după școală și stă la bibliotecă și la calculator și zice, știți cât de repede trece timpul acolo și Doamne, îmi place așa de mult, da. Poate da, că ceva se va... Da, e motivată totuși. Da, și poate că ceva pentru viitorul ei se va reseta acolo, se va îmbunătăți în gândirea ei. Mă gândesc. E atât de facilă lectura acestor cărți pentru un copil de 14 ani? Adică poate înțelege... Păi m-am mirat. Da, sau uite, am înțeles. Sau anumite nevoi speciale? Nu, ea este de 10 în teză. Ea știe să citească. Nu știu cât înțelege, nu știu cât percepe. Dar mai e până în iunie și o să o întreb încet. Am să-i pun întrebări. Mai repede, într-un fel. Nu, cred că aceste cărți vor reseta mintea aceea negativă, plină de peripeții frustrări, negative. Probabil. Da, foarte multe frustrări are. Foarte multe. Și... am să-i spun că sunt dispusă să-i răspund la întrebări dacă dorește, cât mai e, sunt 2 luni și se termină anul. Da. Cum simțiți dumneavoastră această
reacție, să spun, din partea elevilor, că sunt impresionați de ce ați lucrat, la ce ați muncit, de munca dumneavoastră? Prima dată nu. N-au prea înțeles. După aceea au văzut pozele pe Facebook, au văzut mereu și mereu. Eu le mai spuneam că ceva așa, nu. Erau absenți cu smartphone-ul, cu jocurile, cu fotbalul, dacă sunt băieți. Nu poți să intri mai mult în mintea lor. Dar atât știu, fotbal, sex și, mă rog, nu știu, tehnica asta modernă. Am vrut să fac niște lecții, nu, n-am putut să intru în mintea lor. Sunt deja formați la 16-17 ani, ei sunt mai mari, pentru că au intrat mai mari la școală, mai târziu, da. Fiind copii speciali, și deja ei sunt foarte calibrați pe jocuri. E vârsta specifică. Pe jocuri, continuu. Deci dacă îi lași, continuu. Da, eu îi las pentru că le-am pus un fel de condiție, cum să spun eu, de comun acord cu ei, lucrați o oră, copiați, desenează, copiază. Și după aceea vă mai las să vă jucați. Fiind după amiază este programul mai lejer. Dimineața fac carte. Da. Asta a fost o experiență. Niciodată nu m-am gândit că o să lucrez copii așa de mari. Dar acum chiar sunt liniștită. Deci am trecut o perioadă. Am trecut. Ați am plâns trei zile. Practic. Cum? Ați avansat cumva? Da, m-am... A fost o provocare și viața mea este mereu plină de provocări, că nu știi ce te apucă și ce te așteaptă după colț. Și nu m-am așteptat la asta, uite că am trecut și trec chiar acum cu brio prin toată treaba asta, pentru că ne-am apropiat într-un mod oarecare. V-au ajutat informațiile pe care de-a lungul timpului le-ați aflat când ați lucrat la cărți? Să le puneți în practică, da, cu elevii, da. Să-i înțelegeți cumva, i-am înțeles. Să știți cum să reacționați. Da, i-am înțeles și acum în ultima lună mi-a spus cel mai înalt, cel mai fotbalist din clasă, că doamna Grosu zice, sunteți o femeie care lăsați mult de la dumneavoastră. Păi zice, ce vrei să fac, mă, să mă pun să... Da, eu vorbesc foarte liber cu ei. Ce vrei, mă, să fac? Să mă pun cu tine, care ești mai înalt ca mine? Ce să fac? Te accept așa cum ești, na. Știi, și acum ei zâmbesc, al vedea, n-am plecat, zâmbesc înainte, spuneau, ce ați venit, de ce ați venit aici, de ce ne l-a luat pe domn profesor, nu înțelegeau ce se întâmplă. Acum e ok și le-am spus, măi, dacă mai aveți ceva de comentat, gândiți-vă că mai sunt 2 luni și ne despărțim și gata. Abia când s-au obișnuit, se termină anul școlar. Da, ne-am obișnuit. O să îmi pară rău după ei, da, sunt buni. Ce alte proiecte ați mai avut în acest Mi s-a mai întâmplat ceva frumos de atunci și până acum. Am devenit voluntar la o asociație de tineret pur și simplu. De ce? Pentru că mi-a plăcut foarte tare ideea pe care o promovează această asociație. Au inițiat un concurs național cu desene pe napolitane. A fost dat și la televizor. Asociația a venit și la școala specială Pufan, a venit și la noi și am făcut cu copii în bucătăria școlii desene pe napolitan. Au luat toți diplome, iar dintre toți, 3 au fost premiați, 1, 2, 3, și ei vor merge mai departe la finală. La faza națională? La faza națională, da. Și îți dai seama că dacă i-am adus la mine la școală, am zis, stai puțin, dar vreau și eu să fiu voluntar ca să merg și eu cu voi în școli. Pentru că și eu sunt din școală, nu? Și zice, da, cu drag vă luăm. După aceea, deci asta cu voluntariatul și în cadrul voluntariatului, asociația m-a ajutat ca să dăruiesc la spitalul de psihiatrie prima carte, Ești mai puternic decât crezi, pentru că ăsta a fost gândul meu de când am făcut-o, să ajut oamenii care au stat acolo, pentru că și eu am stat de câteva ori și nu a fost foarte bine. Nu ni s-a dat voie să intrăm la bolnavi, ne-a primit doamna directoare și ne-a zis că dânsa își alege oamenii care pot citi, care doresc să citească, pentru că acolo, sub influența medicamentelor, da, poate nu să-i afecteze care. Mai nu mult știi. Sau mai puțin. Nu, nu-i afectează cartea, n-are ce să-i afecteze cartea e
informațiile, probabil că neavând nici altă activitate. Nu. Dânsa a spus să fie lucidă, să fie oameni înțeleg, care pot citi și care pot înțelege. Și a zis, le lăsați aici și eu le dau la cei care consider că pot. Și ne-am supus. Na, ce să faci dacă ești într-o instituție? Asta e. Și am început a cincea carte. Octombrie și acum suntem? În aprilie. Aprilie, da. Cum? A fost greu și la a cincea carte, nu am știut nimic. În după ce lansarea, este? Da, după lansarea celei de-a patru, a patra cărți, nu am mai avut nimic în cap, gata, s-a terminat. Ca de obicei. Deci se termină tot și stai și... Probabil că încă mai trebuia una, că acum să știi că nu mai îmi trebuia șasea. Efectiv, chiar vreau așa să... Așa spuneți acum, no, că no, am publicat-o. Nu. Nu, simt că m-am înrotunjit așa un pic și că nu... Mai am nevoie și de mine, știi? De sufletul meu și de coloana mea. Așa... Și da, prin octombrie, noiembrie, nu știu când, deodată a venit, deodată, a venit un gând, am citit ceva, cred, nu mai țin minte și m-a dus, cred că, acel fragment pe care l-am citit la o idee și m-am hotărât să scriu o carte pentru femei, dar nu numai pentru femei, ci și pentru bărbați, o pot citi și ei, dacă vor vrea să citească vreodată în viața lor. Pentru că aceste cărți le citesc doar femeile, da, așa, și, ba nu, câțiva, dar nu, ponderea cea mai mare este de femei care citesc și o carte despre femei, o carte de încurajare, pentru că sunt foarte multe femei distruse în societate pe care poate voi nu le vedeți, dar eu le cunosc atunci când cer cărțile. Și îmi spun povestea lor, da. Și atunci eu mă cutremur și zic încă una, și încă una, și încă una. Și zic, Doamne, câte povești de oameni cu probleme. Bun. Cartea se dorește a fi o carte pentru zidirea sau pentru... Cum îi spune? Ia, ajută-mă. Încurajarea femeilor. Nu toată lumea avem... Cum îi spune, puterea, joburi bune, da, și sunt femei căsătorite, sunt femei cu copii, sunt femei sunt care... Sunt tot felul de povești de viață mai foarte puțin... Foarte, mai mult dificile decât wow. Da, spune-mi tu mie, câte povești de succes ai în Galați? Nu zic în afara, că în afara țării chiar se poate. Chiar și poveștile de succes sunt mai scumpătate cu anumite... Exact. Fragmente, episoade triste. Păi categoric, că toți am trecut prin faze din astea grele. Normal. Și acum am zis așa, nimic negativ nu intră în această carte, nimic negativ. Și am făcut un sondaj pe Facebook cam ce teme ar vrea să... nu știu dacă îmi aduc aminte bine, am scris așa, dacă ai ține în mână acum cartea despre femei, ce temă ai vrea să întâlnești acolo? Și mi-au spus foarte multe despre stima de sine. Bine, cartea nu o să fie despre stima de sine. Da. O să fie foarte multe capitole, tot așa cum le-am făcut și pe astea, dar strict legat de temă. Cred că rezultatul final este pentru creșterea stimei de sine, pentru... încurajarea iubita, și pentru oricine clădirea ai fi, unui ego. Dar oricine ai fi, tu ai. Tu trebuie să știi că ești o persoană importantă și nu în ochii altora. Nu da. În ochii altora, în ochii lui Dumnezeu. Aici vin eu cu ceva nou pe piață, aici vin cu... O văd o carte extraordinară pentru femei. Cum te privește Dumnezeu pe tine? Și nu cum te privește soțul, nu te, cum te privește colega. Sau cum te privești chiar tu însăți. Păi da. Hai să ridicăm un pic, să ridicăm un pic standardul gândirii noastre. Pentru că și eu am fost, știți foarte bine povestea și am fost jos, la pământ, la jos, sub pământ, știți? Dar acum mă gândesc, hei, eu trec acum printr-o provocare, da? Alta și alta, dar cine mă ajută? Și mă rog. Aceeași poveste. Și mă rog. Și cartea a cincea s-a creat tot prin rugăciune. Și ce să mai fac? Și dă-mi o idee. Și ce să mai fac? Dumneavoastră sunteți un exemplu viu pentru femeile care s-au lăsat pe planul al doilea.
lucrați foarte mult pentru a fi mulțumită, pentru a fi împlinită. Numai pentru a vă învăța pe voi, că eu n-am avut. Acum descoper lumea. Am trăit într-o lume în care habar n-aveam de nimic. Nici în cuplu cum să mă comport, nici la școală, nicăieri. Eu aveam cunoștințe teoretice, dar gândirea mea era foarte puțin dezvoltată. Și când citesc acum atâtea lucruri și fac cărțile astea, vă dați seama numai ele câte conțin, da? Păi câte citesc eu. Da. Zic, Doamne, păi eu mi-am distrus viața din neștiință. Hai să ajut, măcar dacă ajut unul, doi. Și tot sunt mulțumită. Că... Și să știi că mi se întâmplă să ajut, fără să-mi dau seama, după aia aflu povestea și zic, wow, deci v-ați împăcat? Deci ați luat-o de la capăt? Hai, sunt multe povești. Cititoarele bănuiesc că vă țin la curent cu evoluția. Păi vorbim, eu vorbesc cu toată lumea, da, da. Păi de ce nu? Mai devreme când începusem să spun că dumneavoastră acum v-ați pus pe primul loc, faceți tot felul de activități pentru dumneavoastră. Mergeți la sală, vă sunteți ca o tânără de 20 de ani. Nu, e adevărat. Asta trebuia să o fac de la începutul vieții mele. Deci sportul se face de mic. Că niciodată nu este prea târziu. Da, măi, dar vreau să vă învăț să nu stați așa la televizor tot timpul și să nu mișcați măcar scările sau să face... Toată lumea stă în mașină, oameni buni, dați-vă jos. Dați-vă jos din mașină. A, nu mai vorbesc de telefon. E jale cu telefon, da. Și fac pentru că, cum să spun eu, tu știi foarte bine că o minte sănătoasă stă într-un corp sănătos și aveam probleme mari cu articulațiile, cu oasele. Ei, vreau să spun că începe să se dea bătrânul după mine, că n-are încotro, da. Întinerește organismul. Nu neapărat, dar mai, cum să spun eu, eram inflexibilă. Acum când trag de aparate, când merg pe bandă, când fac totul încet, ca să nu fac cine știe ce întinde. Dar eu acolo mă duc la sală și stau câte 2-3 ore, că sunt oameni tineri. Acasă ce să fac? Chiar să stau în Facebook singură? Nu. Și m-am prietenit și mai bună, ce mai fac? Totuși Facebook-ul v-a ajutat cu promovarea cărților. Am văzut că aveți și clipuri acum de promovare. Ați reușit cumva să treceți la un nivel mai... Da, cum să spun eu, știi cum eu sunt ca un copiluț. Știi, am făcut pași mici, singurică și... Trebuie voință și pentru... Este ca o industrie. Este da, ca exact. O industrie, este afacerea mea, pentru că eu lucrez și cu statul, deci nu le vând oricum. Așa? Și este ca o industrie. Eu nici nu știu. Da. Sunt poate că multe tehnici de marketing, multe lucruri care nu le fac și nu le știu, că nu m-a învățat nimeni. Da. Păi cine exact. M-a învățat? Dar faptul că... Sau ar trebui să plătiți foarte mulți bani pentru o promovare. Na. Fără bani. Totul la mine e fără bani, gratuit, voluntariat. Da, și ce spuneam? Cu promovarea pe Facebook. Fac încet. Dar cred că fac bine. Pentru că am, tot aduc noutăți, tot aduc ceva. De ce? Pentru că am învățat că mama vânzărilor este marketingul. Cât de bun ești în marketing. Și mai ales am învățat de la coachingul ăla care mi-a setat mintea complet. Și îmi spunea antrenorul meu, că băi, degeaba scrii dacă nu știi să ți le promovezi, pentru că le vei pune într-un sertar și vor sta acolo. Și mereu îmi sună chestia asta. Mereu și mereu. Și zic, Doamne, ce să fac? Dacă aș avea bani, da? Aș face 1000 și le-aș trimite în toate librăriile și le-aș trimite pe unde pot și eu. Da. Dar așa, câte puțin și drumul e mai greu cu câte puțin, știi? Da. Dar oricum nu bateți pasul pe loc. Nu. Cum au primit cititorii acele clipuri în care povestiți despre carte, vorbiți, promovați citesc cartea? Din ele. Citesc. Eu mă gândesc că cel mai bun lucru este să citești din ea ca să îi trezești interesul. Da. Clipurile alea amintitele, care le tot fac, le fac la școală. Punct. Deci eu nu mă duc să plătesc. Am un băiețel acolo drăguț care mă ia așa pe după gât și zice, haideți vă mai ajut cu ceva? Și sunt foarte frumoase, că ies foarte frumoase, are un telefon bun.
Și îl vezi că zice, nimic, nimic astăzi, nu am niciun chef, depinde și de starea mea. Și după aia îmi iau câte o cărticică, zic, numai puțin facem astăzi, un minut, două, haideți. Da, îi antrenez și pe ei așa, măi. Da, el este foarte încântat că îl pun la treabă și că are o treabă de făcut. Lui este rușine că este la școala specială, știi? Și atunci, normal, dacă îi dă cineva încearcă atenție... Încearcă să-și depășească limitele. Păi trebuie să-și depășească. Da. Nu vezi că asta așa, fetița asta a depășit limita de a sta acolo. Și mă bucur pentru ea. Pentru că în viață nu se știe când se va, își va aduce aminte de ceea ce a citit. Eu, oricum, mi-ai dat o idee. O să întreb din cărți. Voi întreba, să vedeți și cu ce a rămas, întreba, ce a da? Impresionat. Da, 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 da. Da? Și vine și stă lângă mine și vrea să se bage în sufletul meu și zic, lasă-mă, Elena, pleacă de aici. Da, pentru că s-a apropiat. Și e femeie și ea e fată și normal că sunt ca bunica ei până la urmă, știi? Păi da. Da. V-ați mai întâlnit cu cititorii? Da. Uite, acum îți povestesc una proaspătă. A sunat o doamnă și a zis că e disperată, nu știu numele, deci nu are cine să o cunoască. Am uitat numele. Și mi-a spus că sunt disperată, sunt distrusă, vreau, ești mai puternic decât crezi. Bine, doamnă, ne-am întâlnit și a început povestea. O căsnicie liniștită, extraordinară, o fetiță de 16 ani, deci se jucau, luau împreună decizii, mă rog. Până la urmă, într-o zi, soțul a venit cu o fată de 19 ani acasă să trăiască cu ea. Wow! Mă gândeam că spuneți că e o altă fiică. Nu, sau... e o amantă. Am înțeles, da. Așa. Da. Femeia asta care a trăit atâția ani și are o fată de 16 ani, a luat-o razna, i-a venit rău. Și a luat fetița și s-a mutat într-un apartament prin 38, cu gazdă, cu chirie, 7 milioane chirie. Vai, când am auzit-o mi s-a făcut așa, așa am tremurat toată, când eu știu câți bani poți să iei dintr-un job undeva la un magazin de haine. Normal. Da. Și era atât de micuță, eram așa de înaltă pe lângă ea, îmi venea să o iau, să o strâng în brațe, zic, Doamne. Până la urmă a apărut și fiica mea, a luat-o cu mașina ei ca să o ducem acasă și a mai vorbit cu ea în mașină. Când am lăsat-o, după aceea fiica mea zice, vai, mama, zice, Doamne, câte cazuri din astea sunt în ultima perioadă. Nu se mai înțeleg oamenii între ei în cuplu. De ce? Pentru că nu știu ce e fidelitate. De ce cere Dumnezeu fidelitate? Asta aduc eu în a cincea carte. Fidelitatea în cuplu. Cum? De ce? Sunt multe lucruri acolo care le-am disecat. Pur și simplu. Și am dat și exemple. Ați mai auzit de la această doamnă dacă a citit cartea? Da, da. Știi ce mi-a spus? Că ea era foarte atașată de soțul ei. Nimic nu făcea fără el. Dependentă, practic. Dependentă, da. Și multe sunt dependente da, de normal, soți. Orice cuplu e. Da, numai că trebuie să ai o doză de distanță între tine și el. De ce? Pentru că oricând se poate întâmpla ceva și ea spunea, am tot ce îmi trebuie, toată lumea este lângă mine, toată lumea vine și mi-aduce mâncare, se preocupă, nașii, mamă, tată, frunte, dar eu nu pot, mă ard de aici, nu mai rezist, arsura, durerea. Durere. Și da, i-am dat telefon și doar atât am întrebat-o, zic, e cum mai ești, încă nu mi-a trecut durerea, bun, și ai citit cartea, da, ai să-mi spui ceva? Și a zis, da, trebuie să nu ne mai atașăm atât de oameni, ci mai mult de Dumnezeu. Asta e mesajul, de fapt. Mesajul, da. Deci... mie câte mi se promit și oamenii nu se țin de cuvânt și atunci bine. Zic, ok, Doamne, încă una. Dar știu că undeva cineva mă veghează, deci este foarte greu să trăiești așa în necunoscut. Uite, nu se știe ce ți apare. Tocmai cred că oamenii au început să se depărteze de Dumnezeu și tot de aici decurg tot felul de probleme și în familie, că nu se mai ține cont de nimic.
Nu. Practic. Și mai ales faptul că dăm atenție firii ăștia pământești, pentru că suntem carne. Și dacă mă uit la una, vai, vezi, Doamne, cum să-mi las eu nevasta după atâția ani de zile, vezi? Dar știi ce îmi spunea mititica asta de femeie? Zicea, Doamne, dar nici el nu spune nimic, cred că e ca un laș, nu spune nimic. Nu dă telefon, nu spune nimic, stă acolo închis. Zic, da, pentru că a făcut-o doar la poftă, la clipeală. Da. Fetița aceea de 19 ani nu o să fie soția lui pe veci. În primul rând nu sunteți despărțiți. Încă toate lucrurile sunt așa, nu se știe niciodată ce se va întâmpla mai departe. Important ar fi să se reunească familia. Vom vedea în timp. Dar tot rămâne ruptura. Nu. Îți mai dau un exemplu. Nu. Nu? Nu. Nu, pentru că apare iertarea. Trebuie să fie undeva este un iertare, click. Dar mă gândesc că în urmă, în mintea femeii, în inima femeii sau chiar și a bărbatului, poate rămâne această pată din relație. Știi, când eu am avut două căsnicii și știe toată lumea, atunci, în a doua căsnicie, unde am suferit cel mai tare, mă gândeam, dacă ar veni cineva să ne ajute, dacă ne-ar consilia cineva, oamenii trebuie să caute soluții, nu să-mi iau bagajul și plec. Păi stai puțin, dar oamenii nu comunică între ei. Da, trebuie. Nu comunică. Da, fac pur și simplu acțiuni de nu se gândește ce implică acțiunea mea, te afectează și pe tine. A, dacă mă afectează numai pe mine, să rămân, ai treaba mea. Dar când te afectează un copil, o fetiță, gândește că e o fetiță, când te afectează așa o femeie care a văzut în el soarele, iată că tu faci niște victime în jurul tău, nu? Și atunci când eram eu tânără, îți spun, vroiam să știu mai mult, să cunosc mai mult, să vină cineva să ne învețe ce să facem, pentru că eu nu vreau să divorțez. Nu ăsta era scopul căsniciei mele. Dar nu s-a băgat nimeni, nu m-a învățat nimeni nimic, pur și simplu lumea asculta. Și atât. Oameni buni. Și se uita. Da. Și am ajuns la divorț. Ia că tăna. Deci nu e ok, trebuia, nu știu, multă cunoaștere, multă cunoaștere înainte de a intra într-o căsnicie. Foarte multă. Eu le spun cum trebuie să fie băiatul, ce trebuie să facă, după ce repere să se ia înainte de a intra într-o relație. Pentru că, uite, fiica mea îmi spune, în 10 minute îți dai seama mai cu cine stai de vorbă. S-ar putea să nu fie chiar așa. Adică trebuie să ai mai multe cunoștințe ca să-ți dai seama dacă partenerul va fi ăsta sau ălălaltul sau niciodată, pentru că eu pot alege... În un moment se poate întoarce să-și arate o altă față, exact. O persoană. Nu știi, mai, până la sfârșitul vieții stai în casă cu el, ai văzut și nu îl cunoști, despre exact. Ce vorbim. Și atunci sunt multe, măcar are cartea, măcar învață ceva. Nu intră în viață chiar așa, fără nicio cunoștință, nimic. Dar eu cred că această carte va fi altceva decât dezvoltare personală. Carte, că tot am da, ajuns în acest decât dezvoltare domeniu. Personală, pur și simplu teorie, face aia. Eu vin și din viața mea cu exemple, vin și din viața copilului meu cu exemple, cum au fost, se leagă, nu știu, se leagă de subiectele care le propun. Uite, de exemplu, am aici scris... Dacă el nu te cunoaște pe tine și tu nu-l cunoști pe el, nevoile tale, nevoile lui, am scris și de nevoile bărbatului și nevoile unei femei, mă, să fie, să știe, să te înțeleagă. Un bărbat acum poate să ia cartea și să-și înțeleagă partenera, colega, pe mama, pe soție, da? Și să spună, wow, dar eu n-am știut asta. Păi n-ai știut că n-ai citit și nu ți-a predat la școală așa ceva, ți-a predat fizică, matematică, chimie. Da? Păi uite, eu am aflat ceva despre femei și îți spun, știe, este o ciornă, am luat-o și eu de acasă. Mintea femeilor este ca un computer supra-solicitat cu multiple ferestre deschise și pornite deodată. Noi putem să facem 10 lucruri deodată. Ei nu pot face asta. Și mi-aduc aminte acum, când eram căsătorită cu cel de-al doilea soț, el era navigator și stătea perioade lungi acasă. Și, na, eu dacă sufeream după el că e plecat, chiar am suferit foarte mult. Eu mi-am iubit bărbatul
când venea acasă, vrea să stea mai mult cu mine, știi cum sunt femei. Să recuperați timpul. Bun, eu veneam de la școală, că eu n-aveam niciodată timp să stau așa, el stătea în mijlocul sufrageriei și cu jocul. Și eu făceam bună și el făcea nimic. Nu răspundea. Și eu zic, hei, bună, nimic. Pentru că ei sunt setați doar pe o treabă, una. Pe când eu puteam să mă și dezbrac, să vorbesc și cu el, să eventual să... De da. Asta este cum mintea femeilor care are mai multe ferestre deschise și ele practic nu se închid. Și noi suntem foarte obișnuite cu acest gen de ferestre, pentru că așa suntem firea, create. Da. Pe când ei sunt mai rigizi și tu trebuie să ai mai multă răbdare și să-l cunoști mai bine, e o întreagă filozofie. Da, o să fie bine, părerea mea. E grea carte, nu e ușor. Cam în ce stadiu este? Mai aveți descris? Nu mai pot. Nu mai pot mult. Nu mai. Aștept și o colaborare de la Oradea să văd cum funcționează și colaborarea aceea. Aș vrea să introduc și o parte financiară, de educație financiară în carte, a unei doamne, nu știu, încă nu sunt total... Încă nu sunt total convinsă că trebuie să fac asta. Ea scrie, practic, ea scrie ceva despre educație financiară, ceva despre carduri, despre cheltuieli, foarte multe lucruri care noi nu le știm, ne băgăm în ele, facem greșeli și, pe urmă, suntem datori vânduți. Da, e bine, aceste informații sunt bune pentru cuplu, cum să-și gestioneze și pentru tine bugetul. Totul e bun. Dar... Ea este femeie singură, este antreprenoare, da. Este investitoare imobiliară, deci are... Mai mult cum o femeie poate să fie păi independentă. Păi da, eu i-am cerut ei să scrie datorită faptului că ea știe mai mult decât eu care am un salariu și vai de mine, știi? Deci, să vedem, colaborarea încă nu-i bătută în cuie. Mai oricum, până avem pași. Cartea e... S-ar părea că vrea să mă și sponsorizeze. Nu pot spun mai mult pentru că până nu văd banul, eu nu pot să spun mai mult. La mine fapta contează și nu vorba. Așa vorbim. De multe ori mi s-au promis lucruri și nu s-au ținut de cuvânt și s-a încheiat orice relație. Lucru pus în practică. N-am cum normal. Să spun. Deci s-ar putea să fie o carte cu un colaborator, s-ar nu? Putea să fie simplă. Și atât. Cum o percepeți această a cincea carte? Cum e pentru sufletul, pentru mintea dumneavoastră? La toate am avut câte ceva. Ca un copil care se naște din nou. Asta cred că mă împlinește și pe mine. Că eu n-am avut așa ceva și mi-ar fi părut bine să am așa un îndrumător. Pe vremea mea era numai mama și copilul. Cartea mama și copil. Care se dădea atât. Nu era nimic altceva. Ceva care să-l cunosc pe soț, să văd ce... Ori n-am știut eu să caut, nu aveam internet pe vremea aia, habar n-aveam. Dar o percep așteptată în primul rând. Îmi scriu oameni, de-abia așteptăm, de-abia așteptăm. Am început să mai pun câte puțin din ea, încă nu am ordul, se scrie la ord, pentru că eu nu scriu un ord, eu scriu cu mâna. Și încă nu mi-a trimis toate articolele și încă nu le văd, nu văd tot ansamblu, nu văd. Păi dacă nu văd, nici nu pot să-ți spun ce am scris. Introducerea este pentru mine o introducere fabuloasă, așa o consider eu, pentru că o să vedeți voi de ce e așa de grozavă. E o introducere diferită, cu niște vindecări ale femeilor din timpul lui Iisus Hristos. E ceva care pe mine m-a așa, știi, am zis, Doamne, de unde mi-au venit astea? Dar și am zis, bun, dacă femeile alea au fost vindecate prin credință, atunci și oamenii de astăzi se pot baza pe credință și să ne schimbăm credințele alea false, să ne învățăm cu credințe bune, corecte. Știi cum sunt eu? Motivațional. Scriitor motivațional, da. Și nu pot să-ți spun cum este în ansamblu, dacă îmi voi vedea ordul, l-am cerut de mult timp, nu mi l-a dat încă doamna care scrie. Apoi mai am acolo, am vrut să fie, deci, femeia din toate punctele de vedere, personalități din România,
personalități din literatura română, personalități, poate am să pun ceva din Biblie, femei din Biblie care au reușit să treacă prin foarte multe lucruri grave, da, rele, nu știu, poezii, dar esența rămâne dezvoltarea personală. Femeia... Este structurată pe capitole cartea? Probabil că da, pentru că editorul se va ocupa el de toată treaba. Păi pe capitole. Da. Adică rolurile foarte diferite ale femeii în societate. Ne puteți da câteva exemple de teme așa? Da, păi una o să fie... Măi, uite, știi, îmi pare rău că nu am titlurile. Știu de fidelitatea în cuplu, atâta că am chinuit fidelitatea în cuplu luni întregi. Am zis, băi, odată pentru totdeauna să înțeleagă omul că degeaba te duci cu alta. Că până la... uite, etapele unei relații de căsătorie. Sunt 7 etape. Am spus și pe Facebook ceva, dar sunt dezvoltate acolo, da. Dacă nu reușești să treci de-a treia, te duci în altă relație și începi iar cu 1, 2, 3 și iar cazi. Tu trebuie să treci de-a treia ca să poți să te duci spre dragoste necondiționată, prietenie. Da, atunci când oamenii ajung deja la 80 ceva de ani, ei mai sunt împreună, atunci ei au trecut toate etapele. Da, trebuie să știe lumea. Bineînțeles, cum să abordeze practic problemele vieții. Și sunt pentru consiliere, sunt pentru întrebări, întrebați, dacă aveți probleme, întrebați, căutați răspunsuri. Nu gata la divorț, păi ce facem? Distrugem copii, că de asta am scris despre copii. Chiar legat de cărțile pentru o educație. Da, am înțeles că aveți educație cu viziune, aveți un proiect care presupune implementarea în școli și grădinițe sau aș vrea din toată inima, Ce presupune? Eu m-am gândit să-mi fac niște fluturași frumoși și să spun ce vreau eu să fac în școli. În primul rând cu părinții vreau să lucrez o oră într-o oră poți să le vorbești, să-i lași să pună întrebări, să aducem diferite teme. Eu am, de exemplu, o temă deja construită frumos de disciplinarea pozitivă a copilului. Cred că este destul de greu să-i mai disciplinezi pe copii acum și părinții sunt așa, știi? Ori sunt foarte îngăduitori, ori sunt foarte stricți. Și știi că totul pleacă de la limbaj, totul pleacă de la gândire și ajungem în același punct de unde am plecat. Resetare mentală. Uitarea lucrurilor din copilărie și înlocuirea obiceiurilor cu altele bune. Tu crezi că pe mine m-a dus maică-mea vreodată la sală? Doamne ferește! Dar eu mi-am impus asta. Faci! Cu durere la vârsta mea, dar faci! Pentru că Dumnezeu ți-a trimis o gratuitate de 14 zile. Păi în 14 zile eu mi-am rodat articulațiile. Da, și după aceea am zis, ia să mai iau o lună. Apoi a doua lună a venit o sponsorizare de la cineva din Târgu Mureș și a zis, vă plătesc eu a doua lună. Dumnezeu vrea să continui. Și sunt în a doua lună, deci mie îmi place, eu sunt ok, nu prea mă forțez prea mult, dar îmi place când mă joc. Eu iau tot ca o joacă, în schimb am mai multă putere fizică. O să revenim la discuția despre un fel de disciplină sau ore de... Disciplină. Mă refer la școală, pentru educația cu viziune pentru părinți. Da. Cum vedeți că s-ar putea implementa? Păi trebuie cu părinții lucrat, pentru că părintele vine dintr-o copilărie ca mea, poate, nu știu, la toți, poate nu la toți, și trebuie să lucrăm la mentalul lor, ca să ia copiii ăia mai ușor așa, nu, vai, teme, vai, du-te colo, mai oameni buni, mai lăsați-i, frații mei, adică sunt foarte corcolicioși, așa îi văd prin autobuz, așa parcă sunt bijuterii de aur, dar lasă-l să-și muncească, să-și dea comătură, învață-l și lucruri din astea. Sunt multe, nu știu, probabil că o să mă orientez în toată vacanța, o să-mi fac un plan de bătaie, clar.
Ați încercat să vorbiți la anumite școli? Am fost. Acum am la grădinița de la școala 10, în săptămâna altfel am o invitație la o grădiniță, am mai făcut cu doamna Ileana Tâncabă se numește, am mai făcut odată cu doamna o activitate și vreau să-ți spun că femeile au primit această întâlnire cu tare multă bucurie. De ce? Pentru că le-am lăsat, noi ne-am retras amândouă într-o parte și am zis, Ileana, vină încoa. Lasă-le să vorbească între ele. Vai, câte povești au spus, cum fac acasă, că sunt singure, că n-au bărbați, că băi, și-au spus toate ofurile. Dă-i omului timp să-și spună, pentru că el scoate presiunea din el. Și a fost frumos. Și ne-a plăcut întâlnirea. Bine, am prezentat eu întâi ceva pe PowerPoint și după aia le-am lăsat să vorbească, ne-am făcut poze, s-au atașat, nu știu, le zâmbea sufletul. Au avut și curiozități legate de informații din cărți? Au cumpărat cartea, educa-mă cu viziunea asta mică, ultima nici nu era. A cumpărat, da. Da, deci mi-a plăcut că s-au deschis, nu contam eu acolo, contau ele. Știi, când tu faci un moment în care cineva are prilejul să se deschidă. Nu mai ești tu acolo important. Sunt oamenii din jurul tău. Asta am învățat la antrenament. Când ești în fața unui om, nu te interesează de tine. Te interesează de cel din fața ta. Probabil că de asta am atâta răbdare să ascult. Cu toate că nu e ușor, îți dai seama să ascult atâtea negativități. Dar zic, Doamne, asta e, mi-ai dat o misiune, o duc. Trebuie să duceți, da. Mai mă odihnesc, adică nu... Stau toată ziua pe străzi să vorbesc cu lumea. Nu. Dar cine apare, mă dedic. În săptămâna viitoare veți avea o întâlnire cu cititorii de la București, nu? Oh, da. Doamne. Eu am mai fost acolo acum 2 ani când am lansat-o pe picături. Măi, niște oameni calzi. Deci la București m-am așteptat să fie altceva. Atâta căldură. Acum mă așteaptă pentru că mă știu și că voi, de-abia vă așteptăm să veniți. Și va fi chiar o seară cu suflet la librăria Sintagma din București la ora 18:30. Poate să vină cine dorește. Cum s-a evitat această ocazie? Da. Interesantă ocazie, da? O doamnă din București mi-a cumpărat toate cărțile și m-a invitat să fac o emisiune la RTL, nu știu, nici nu știu. A invitat, m-am dus într-o zi, am făcut-o, am plecat acasă. Tot așa despre cărți am vorbit. Haide, doamna Grosundu, veniți, vin, fată, ce ai? Vin, mă, să intrăm, vin, am făcut emisiunea, am venit înapoi. Au trecut lunile și până la urmă îi scriu, Ramona, dar noi nu mai facem nimic amândouă. Păi hai să facem, doamnă. Și așa a început, am trimis cărțile acolo, sunt vreo 20 ceva de cărți în librărie, nu mi-am permis mai mult să trimit. Și le-a așezat ea frumos, le-a pus poze și mă așteaptă miercuri să mă duc și să facem această întâlnire de suflet. Îți spun eu că va fi de suflet. Așa se numește evenimentul. Seară cu suflet la librăria Sintagma, da. Nu scrie lansare, nu. Nu. Am înțeles. Veți prezenta cărțile sau în ce va consta întâlnirea? Eu nu știu. Eu mă duc în necunoscut. Nu știu nici unde dorm, nici ce va fi seara, deci eu acum totul las așa. Sunt mai multe oferte, am să aleg pe cineva la care să dorm o seară și după aceea mă duc acasă, înapoi la serviciu, că vine luni serviciu. Sunteți pregătită, sufletește, să participați, să povestiți despre cărți, bănuiesc da, că va trebui n-am să nicio treabă, n-am nicio treabă, cum să nu, dar în primul rând cunosc oamenii, sunt foarte mulți cunoscuți acolo, normal că mă așteaptă, pentru că ne-am înțeles bine atunci, nu, sunt deschiși, n-am văzut niciun așa, sunt deschiși oameni și sunt destui. Veți povesti și despre cartea la care lucrați? Dacă mă întreabă. Ei, câteva cuvinte, cum ți-am zis și ție, că nu prea. Dacă n-am desfășurătorul, nici nu mai știu ce am scris. De-abia aștept să o reiau, știi? Și poate că acum o să angajez un corector, mă gândesc, poate cineva îmi dă o idee de un corector bun, să nu mai stau eu foarte mult toată vara așa lipită. Am probleme cu ochii de la atâta... Bineînțeles, efort, practic. E foarte mult efort și spate și tot. Și atunci... Dacă voi fi sponsorizată, am nevoie de un corector să țineți minte. Cine dorește, va lua bănuți. Când aveți un plan să... Toamnă. În această toamnă să lansați cartea? Dacă sunt sponsorizată, dacă nu, nu.
Dacă îmi trimite banii prietena mea de la Oradea, reușim. Mai aveți mult de scris la ea sau vreți să o mai revizuiți? Știi cum este? Am o parte dată spre scriere la Word. În Word. Am o parte acasă, foi multe și cu multe, multe... Manuscrisul, practic. Nu? Manuscrisul, da, și am să-l păstrez. Pe ăsta am să-l păstrez, celelalte le-am aruncat și îmi pare rău. Pentru că îmi spunea cineva, zice, păstrează și pixul. Că undeva, cândva, zice, va fi foarte valoros. Ei, da, zic, na, acum știi cum e. Dacă eu n-am formare din asta... Și, dar o să las manuscrisul la a cincea carte. Lasă-l acolo să fie. Ideea este că nu mai am mult, dar trebuie să ansamblez, că am multe materiale și vreau să fac femeia căsătorită. Cu toate valențele ei. Acolo vreau să bat eu foarte tare, pe femeia căsătorită. Și ați început să lucrați? Da, este și început capitolul, de... da. La femeia căsătorită e nevoie de foarte multe dezvoltare personală și cunoașterea umană până la urmă. Tocmai dacă nu te cunosc, cum adică să mă mărit cu tine? Păi și ce? Da, și intrăm așa, într-o treabă că după 6 luni îi vezi la divorț. Nu merge așa. Mai ales că sunt din ce în ce mai multe cazuri. Vedeți-vă că eu sunt o femeie singură de 14-15 ani, nici mai știu de când. Și nu este ușor deloc să fii singur. Era mai frumos în familie. Bine, mult mai frumos. Asta, de asta e natura umană. Promovez sau... căsnicia, promovez valorile corecte, bune, frumoase. E prea mult rău în lume. Legat de carte, de unde v-ați informat? De unde ați cules informații da, pentru foarte multe. Carte? Păi vino la mine ca să te invit să vezi câte cărți sunt despre căsătorie, despre femei, despre o grămadă. Tot ce am găsit am luat și am adus acasă. Nu citesc tot, că nu pot să citesc o carte la început, la sfârșit, nu pot. Vă interesează anumite mult. Subiecte? Da, dacă mi-am ales, de exemplu, subiectul ăsta, atunci caut pe subiectul ăsta și citesc doar lucruri care mă interesează. E mult. Mă bănuiesc că trebuie să alegeți cumva informațiile, că nu toate poate se potrivesc. Păi tocmai cărții. Asta. Și nu sau poate am nu toate timp. Sunt corecte. Dar nu am timp, uite acum pe frigul ăsta, eu nu pot exista. Mi-am dorit să stau la școală toată vacanța și să le ansamblez. Nu pot, nu e nimic. O să pot când o să fie soare. Ce vrei să fac? Dacă, na, nici nu poți să stai numai închis în casă și să lucrezi. Mie inima mea îmi zburdă. De asta ți-am spus că după a cincea carte mă mai liniștesc. Vreau să mă bucur și de mine. Cred că am susținut momentul la vârsta asta. Cum credeți că este potrivit sau cum vă doriți să vă bucurați de dumneavoastră? Să vă simțiți bine, liniștită? Păi sunt liniștită, dar oricum cărțile astea îmi dau viteză, știi? Îmi dau viteză, na, că așa dacă aș tot... E un stres, mai ales că aveți și serviciu și... E foarte mare stres. Lucrul la cărți. Să mă bucur, să fac mișcare, să admir natura, să mă plimb, să nu fac nimic, decât cură de slăbire și mișcare, ca să ajung unde vreau eu. Pentru că mi-am acordat 3 ani să mă remodelez. Pentru că vreau să fiu sănătoasă. Poate că mai au nevoie alții de mine. Și dacă nu sunt sănătoasă, nu pot să merg. Nu se știe. Știi cum stau, mă gândesc? O singură invitație face diferența între azi și mâine. O singură invitație. Bine, și aștept o invitație o mare. Pe care da, aștept o invitație mare. O singură invitație poate schimba tot rostul vieții mele. O aștept. Nu știu de unde va apărea. O să vă spun. Dar... cred că undeva va sparge ceva wow. Pentru că munca asta se va concretiza. Exact. Mă gândesc că Dumnezeu a văzut cât am chinuit. Și nu știu, mai departe. Aveți un vis? Da. Da? Mare de tot. E cam mare. Dar la antrenament îmi spunea antrenorul meu că să ai un vis care să nu te poată lăsa să dormi noaptea. Aoleu, ce mi-a setat mintea copilul ăla, Doamne, Doamne, îl iubesc pentru ce a făcut în mintea mea. Da, vreau să devin omul care să învețe pe alții cum să procedeze cu anumite lucruri în viață, care nu știu
Pune întrebarea și îți răspund. Ia cartea și citesc. Fac seminarii. Facem seminarii. Facem workshop-uri. Nu știu. Aveți nevoie. Spuneți. În Galația mai puțin, e puțin mai greu. V-ar plăcea să plecați în altă parte, la da. București, de exemplu, da, pentru a vă continua, chiar, practic, munca? Cineva, chiar o doamnă extraordinară, mă vede și suntem acolo pe Facebook și mi-a zis chiar ieri, că pleacă din Galați de acolo, zice că te pierzi. Vino încoace, zice, angajați-te la o școală particulară, fă ceva, fă altceva. Măi, mi se pare atât de greu, pentru că banul ăsta este atât de important în viață și văd, zic, și cum să plec eu de aici, ce să fac și... V-ar veni greu să lăsați cumva orașul, casa în urmă, să vă mutați sau... Dacă e pentru ceva mai bun și pentru misiunea mea, nu. Dacă numai așa ca să mă mut, ce rost are. Deci nu. Ca, dacă pot să fac mai mult pentru misiunea aceasta, da. Dacă nu, nu. Nu, nu prea sunt eu o plimbăreață. Nu. Nu, pentru că te acomodezi greu cu oamenii. Nu știi. Dacă în Galați n-am eu prieteni, da, păi în altă parte. Maybe, nu se știe dacă în altă parte nu ți se întoarce norocul, știi? Exact. Cum e vorba. Nu știu, încă eu n-am scopuri din astea de plecat, ci de mutat de aici, în altă casă, la Galați. Dar în rest, nu știu. Da. Niciodată. Da, am. Nu se știe. Da, știi de ce? Îmi antrenez mereu partea bună, pentru că știi cum viața te duce mereu în partea rea. Da, gândurile. Mereu te duce în partea rea, că nu aia, că nu aia. Că... Și tot trebuie timpul să învățăm să depășim aceste... Să ai resurs, aia, să spui, hei, du-te de acolo, pleacă de acolo, din zona aceea inconfortabilă și mergi. Asta numai prin credință se poate rezolva. Doar prin credință. Dacă n-ai credință în Dumnezeu, nu ai nicio valoare, nimic. Ești zero. Nu ai putere să n-ai treci putere, peste. N-ai putere. Și atunci stau și uite. Uite ce e aici. Stau și aștept și lucrurile care vin... Sunt, se lipesc așa perfect, ca puzzle-ul, știi? Dar trebuie să aștepți timpul. Potrivit. Potrivit. Pe final de emisiune, ce ați dori să le transmiteți telespectatorilor? Să fie bucuroși că trăiesc, să aprecieze viața, pentru că contează fiecare zi din viață care ți-o mai dă Dumnezeu. De câte ori mă trezesc, eu spun, aoleo, mi-ai mai dat și astăzi o zi, pentru că nu se știe când se va termina, nu se știe niciodată. Deci să apreciem bucățica aia de zi, să trăim doar pentru ziua respectivă, pentru că mai târziu, bine, tu poți să-ți faci planuri, fă-ți planuri, dar nu știi. Deci să trăim ziua plenar, frumos și cu bunătate și cu bucurie. Cel mai important. Bucurie. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă urez mult succes. Mersi, Madalina. Cu noua carte. Vei fi la lansare. Și dumneavoastră iar la noi să ne povestiți și uite așa. Cum decurg da, lucrurile. Da, mie îmi face plăcere că mă invitați, pentru că eu chiar simt nevoia să spun oamenilor, mă, dacă aveți ceva, puneți mâna pe telefon și scrieți. Pot să vă ajut, vă ajut cu cea mai mare plăcere, pentru că sunt o femeie care chiar am trecut prin viață, o viață dură. Orice informație este importantă să și sigur că da. Ajută să pe cineva. Să știi că da, da, da. Vă mulțumesc. Mersi. O zi frumoasă, la revedere. La revedere. Let's go, girls.